Mama, ceva s-a întâmplat cu Andrei? Andrei a murit. Și a spus că da. Un grav accident de muncă i-a lăsat orfan de tată pe 3 copii, cel mic având doar 10 zile. Tragedia a avut loc pe 16 noiembrie 2022, pe un șantier de construcții din Chișinău. Cum a căzut în gol, s-a auzit o bubuitură puternică. Nu puteau să-l scoată. Avea sânge și pe ochi și pe urechi. Atunci, un tânăr de 34 de ani a murit după căderea în gol a unui lift în care se afla. Este vorba despre Andrei Hâțu din orașul Sângera. Și ce au făcut ei, asta e crimă. Ambii au căzut în genunchi, au început să plângă, să-și ceară scuze, noi nu am vrut, noi nu. La această companie de ascensoare au mai fost astfel de cazuri. Cum s-a întâmplat totul? De ce tânărul nu a putut fi salvat? Și la ce etapă se află examinarea dosarului în instanță? Când vezi cum se face dreptatea, asta ar fi de 100 de ori mai dureros. Astăzi vă povestim istorii de viață care merită vorbite. Andrei, împreună cu soția și cei 3 copii, locuiau în orașul Sângera, însă tragedia a avut loc pe strada Calea Basarabiei din Chișinău. De aproximativ un an, familia nu se poate împăca cu gândul că el nu mai este în viață, iar cei vinovați stau la libertate. Alina, îmi pare rău ce s-a întâmplat cu soțul tău, primești condoleanțele mele. Îmi pare rău că copiii tăi au rămas fără tată, au rămas orfani, tu ai rămas fără soț. Vreau să te întreb dacă îți mai amintești ziua când s-a întâmplat tragedia cu soțul tău. Da, o zi obișnuită, începutul... În seara ce adormisem foarte, foarte rău cu micuțul nostru. Și Andrei dimineața mi-a spus, Alina, eu plec la serviciu. De obicei, întotdeauna îl petreceam. Dar în dimineața ce, nu m-am trezit? Cum nu m-am trezit? Nu m-am sculat din pat ca să-l petrec. La ora 10 l-am apelat și el, repejor, hai spune, repejor, ce ai de spus, că eu sunt ocupat. Am discutat, am schimbat câteva vorbe. La orele 12 am expediat niște poze cu copilașii și deja la orele 16 am aflat că el este decedat. Cum ai aflat? Eu eram în cameră la noi cu copiii și am auzit un sunet, un zgomot. Probabil a fost reacția mamei când a auzit. Prima ea a fost telefonată de către cumnata mea și i-a spus că Andrei a decedat. Zgomotul, un strigăt, probabil. Un strigăt, da, ceva. Și eu așa, gândul meu, mi-a venit primul gând, parcă cineva a decedat. Asta a fost primul gând al meu. Stând așa, eu zic, merg la ea să întreb ce s-a întâmplat. Ea avea o față foarte speriată, foarte schimbată. Și eu îi spun, mama, ceva s-a întâmplat. Și ea îmi spune, nu, Alina, nu s-a întâmplat nimic, nu aici, nu, du-te la copii. Nu știu. Am venit, m-am întors înapoi în cameră, venind, zic, nu, ceva s-a întâmplat, nu poate să fie așa ceva. Merg iarăși la ea și îmi spun, mama, spune, ceva s-a întâmplat. Ea cu un glas tremurând, speriat, îmi spune, nu, Alina, nu s-a întâmplat nimic. Dar așa speriată niciodată n-am văzut. Și îmi spune, hai, eu am chemat ambulanța. Și când i-a spus că am chemat ambulanța, mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat cu Andrei. Mama, ceva s-a întâmplat cu Andrei? Andrei a murit. Și a spus că da. Voi locuiați la părinții tăi? Da, noi locuiam la părinți. Dar soțul tău, Andrei, muncea la Chișinău. Da. Și făcea naveta, adică vinea, pleca dimineața, da, seara. Da, dimineața, seara. Dar mama ta de unde a aflat? Cine a sunat-o și i-a spus? Ea a sunat-o cumnata. Cumnata mea a sunat-o și i-a spus. Ea inițial n-a înțeles care Andrei, ce s-a întâmplat, unde și cum. Nu, ea nu a înțeles care Andrei, cum poate așa
bine prins de veste, că nu a fost un apel așteptat sau... Adică pe tine direct nu te-au sunat, că nu voiau ca să... Nu, nu m-a sunat absolut nimeni. Nimeni pe mine nu m-a sunat. Ce ai făcut prima dată când ai aflat că soțul e mort? Ai mers acolo la fața locului, ai mers la compania unde el muncea? Nu, nu am mers, nu am mers nicăieri, pentru că mizinul era micuț, 10 zile, efectiv îl hrăneam cu sân. Nu am mers nicăieri. Nu am mers nicăieri. Angajatorii lui Andrei au venit la noi în ziua aceea. Dar pe tine te-a sunat cineva de la companie. Apropo, el muncea la o companie de construcții. Da, el muncea la o companie de construcții, manager în construcții. De cât timp? De un an de zile. Pe tine nu te-a sunat vreun reprezentant la companie în seara respectivă să vorbească cu tine? Direct angajatorii lui Andrei au venit în seara aceea la noi. Ce ți-au zis ei? Ce ți-au povestit? Că a căzut ascensorul în care el era, ei tot nu cunoșteau careva detalii. Au venit cu condoleanțe, chiar în genunchi s-au pus la mine. Dar... Tu când ai aflat și cine ți-a zis detaliat ce s-a întâmplat exact acolo? La ce oră s-a întâmplat? Tu spuneai că la 12 ai vorbit cu soțul. Da, asta s-a întâmplat la orele 15. Dar am aflat că atunci mama mi-a spus, nici ea nu cunoștea detalii, a spus că a căzut de la înălțime. Și mă gândeam, cum de la înălțime? Nu era clar. După care a venit fratele lui Vasile și ne-a comunicat că e în ascensor. Dar detaliat, poți să-mi zici ce ți-a povestit ție, ca să înțelegem și noi? Păi, dar ei tot nu cunoșteau. A căzut ascensorul, din ce cauze și cum el s-a urcat să le aducă niște șuruburi la băieții care lucrau cu el. Ei erau la o clădire în construcție. Da, erau o clădire în construcție, instalau geamuri, pare mi se, nu știu exact. Și el a venit să le aducă niște șuruburi. După spusele lor, a urcat în acel ascensor, i-a auzit sunetul cum la ascensor. Cum s-a pornit. Da, cum s-a pornit, după care, cum a căzut în gol, s-a auzit o bubuitură puternică. Și ei n-au înțeles. Cineva a strigat de jos, veniți că cineva dintr-a vostru a căzut. Și ei au coborât pe scări, erau la ultimul etaj, la șaptele etaj, au coborât pe scări, nu puteau să-l scoată pentru că el a căzut acolo într-un spațiu ascensorului, au tăiat plasa, deja când s-au dus băieții să-l scoată, parcă puțin puls avea. Au chemat salvarea, dar a spus că deja avea sânge și pe ochi și pe urechi. Adică nu a putut să fie salvat nici de cum? Nu, el a avut traume incompatibile cu viața. Absolut era rupt în el tot. Dar de la ce etaj a căzut ascensorul? Nu cunoaște nimeni de la ce etaj a căzut, dar ei presupun că de la ultimul etaj. Dar câte etaje avea clădirea? 7. De la etajul 7 a căzut? Da. Noi presupunem că dar nu avem răspuns de la ce etaj a căzut el. Adică doar sunt niște presupuneri? Sunt niște presupuneri, da. Noi ne gândim că firul acela s-a rupt când a ajuns la ultimul etaj și el de acolo a căzut. Dar nu știm exact. Dar ce era cu acel lift, Alina? El funcționa, nu funcționa? Se mai deplasau angajați cu el sau nu? Ce era cu el? După câte am înțeles, acel ascensor a fost pus în funcțiune fără a fi dat în exploatare. Dar cum e posibil așa ceva? Pentru că e posibil. La mijloc este viața unui om, nu? Chiar și elementar pentru securitatea acelor instalatori care au pus acest lift, trebuiau să fie instalate paracăzătoarele, este un mecanism de securitate în caz că acest lift cade, el automat se blochează.
Asta chiar pentru securitatea celor instalatori care au instalat ascensorul acesta. El, nu știu. Și n-avea ce instalații care să-l blocheze? Nu avea nimic. Avea doar o telecomandă la care se mișca sus și jos. Și un fir, un fir subțire cât un deget, care îl ajuta să deplaseze. Firul acela până la urmă a fost rupt. Nu se știe, poate firele din parcurs s-a rupt, poate când altcineva a transportat. Pentru că el nu avea greutăți, nu avea nimic. El avea o cutie de șuruburi doar. Dar până la el s-a mai deplasat cineva, da, cu el? Da, s-a deplasat. Duceau ceva cu el sau... Da, chiar în raportul de la Inspecția Muncii, acolo este indicat că acel lift, acest lift are urme de material de construcție. Colegii lui Andrei, la fel, au transportat termopane. Adică nu a fost prima persoană, nu, soțul tău, nu a fost prima s-a folosit de el? Nu, nu, nu. Accesul era deschis. Accesul la acest lift era deschis. Era un lift marfar sau obișnuit? Marfar. Pentru că aceasta este o clădire pentru depozit, adică nu e de locuit. Și el, soțul tău s-a urcat acolo, a apăsat pe acel buton? Da, avea o telecomandă cu două butoane, el a apăsat pe acel buton, dar noi totuși presupunem, și a căzut în gol. Colegii deja au chemat ambulanța, dar până la venirea medicilor sau el în ambulanță a murit? Deja când a venit ambulanța, a constatat că el este mort. Cineva din reprezentanții companiei au venit acolo la fața locului, poate ți-a povestit cumnatul tău. Da, angajatorii lui Andrei au fost la fața locului. Dar nu pot să fac nimic nici ei. Doar au constatat că el este mort. Dar ce crezi tu? Ce s-a întâmplat acolo? Exact. Sau tu te bazezi pe cei ce au constatat Inspecția Muncii? Acest ascensor a fost, nu a fost dat în exploatare, dar a fost liber accesul la el. Desigur că doamna a cărui este această construcție a dorit ca să-i meargă lucrul din plin. Asta e cert. Acolo erau de făcut construcții, pereți, ce mai erau de făcut. Și ea a permis asta... Ea a permis. Fără permisiune ei nu poate nimeni să aibă acces la acest lift. Nu poate. Dacă el era închis, dacă el era deconectat. Da. Când l-ai văzut pe sos deja? Când l-au dus acasă. El a, da, decedat miercuri, pe data de 16 și deja vineri. Când l-au dus de la morgă. Tu ai văzut unde avea el vânătăi, ce era cu el? Când deja l-a adus acasă sau n-ai fost în stare să... Doar că n-am fost acasă, dar el era atât de schimbat că eu nici n-am putut să-l plâng. Atât de schimbat era el. Eu l-am recunoscut doar după mâini, după degete. Era foarte schimbat. Galina, îmi pare rău ce s-a întâmplat cu fiul dumneavoastră. Primiți și dumneavoastră condoleanțele mele. Vreau să vă întreb dacă vă mai amintiți și dumneavoastră ziua de 16 noiembrie. La moment când am fost anunțată, vorbeam cu sora mea pe telefon. Și vorbind așa pe telefon, a intrat a doua noră în casă și așa cu o voce mai catare, ea bate la ușă sau strigă când intră. Noi trăim într-o ogradă, dar în case diferite, separate. Ea a intrat și așa cu voce tare, mama, cu cine vorbești la telefon? Închide telefonul. Și eu am înțeles ce s-a întâmplat. Ea spune, a murit Andrei. Eu deodată, în toată starea care eram, întreb, care Andrei? Și ea a început să plângă, Andrei e nostru, mamă. Și s-a început isterie, o stare de... Nu pot să vă descriu. A fost o stare foarte critică, foarte strașnică. Am început
Vă dați seama, am început să strig, să țip, să... Nu putem să... Nu realizam ce se întâmplă. Ea iar îmi spunea încă o dată, mama, liniștește-te, eu am chemat și salvare, că ea deodată știut că sunt, am probleme cu inima, cu tensiunea, și ea deodată chemat și salvare, că a știut care să fie reacția mea. A venit peste câteva minute după ce m-a anunțat ea, a venit și salvarea. Medicul mă convingea ca să-mi facă aceeași o injecție și avea pastile. Nu reacționam. La momentul acela nu reacționam. Era o stare strașnică. Nu puteam să cred. Au trecut atâta timp și nici până în ziua de azi nu pot să cred că așa a putut să întâmple cu Andrei al meu. Doamna Galina, dumneavoastră, ați pus mâna pe telefon, ați sunat la cineva, ați întrebat ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum a murit fiul dumneavoastră? Nu, eu nu am sunat pe nimeni, fiindcă peste vreo jumătate de oră, în ziua aceea, a venit acasă la mine șeful, domnul Alexandru Ion și cu doamna Luminița, adică șefii de la firma unde lucra Andrei. Ambii au căzut în genunchi, au început să plângă, să-și ceară scuze, noi nu am vrut să se întâmple așa, și, fiindcă ne cunoșteam cu dumnealor. Ei au venit și au început, eu numai atâta le spuneam, spuneți-mi că nu-i drept, că asta e un vis, eu... Nu se întâmplă asta cu dumneavoastră. Nu poate să întâmple așa ceva cu mine, ca să înțelegeți... Viața mea s-a împărțit în două, până la Andrei și după, până adică la cazul ăsta tragic și după cazul tragic. Și nu-mi vine a crede, un băiat așa mare, sănătos, vesel, zâmbitor, îl vedeți și pe poză, el era permanent cu zâmbitul pe buze, el permanent stăruia să facă numai fapte bune, nu spunea la nimeni un cuvânt așa obișnuitor sau un cuvânt de rău. El tot timpul avea grijă de noi, tot timpul spunea, mama, fii atentă, mama, când pășești, nu te urcă acolo sus, ca să venim noi, să facem noi, să te ajutăm, știi că de acum ai probleme de sănătate, fii atentă, mama, ai grijă. Dar... Doamna Galina, ce cunoașteți dumneavoastră despre locul unde s-a produs tragedie? Ce v-a spus, nu știu, fiul dumneavoastră celălalt, am înțeles că Vasilie era acolo. Da, Vasilie a fost acolo la moment când s-a întâmplat. Vasilie era, se afla la Bălți, pe drum, fiindcă firma lui... Nu era la fața locului. Nu era la fața locului, el era la Bălți, fiindcă firma lui atunci, în ziua aceea, a dus în exploatare un obiect la care au lucrat băieții și el era în drum. Și vă închipuiți când l-a anunțat... cum a ajuns el acasă. Dumneavoastră, ce ați auzit? Ce cunoașteți? Soțul mi-a spus numai că el tot era la serviciu. Soțul mi-a spus că l-a anunțat Vasilie. A trecut pe la sector, el lucrează la apă canal, sectorul la Râșcani. Și a trecut pe acolo, l-a luat. Tot când l-a anunțat Vasilie, nu l-a anunțat direct pe dânsul, l-a anunțat un coleg din brigadă la telefon. Și el, bărbatul și el zice că eu... Așa un bărbat în stare, cum să-l anunț, cum să-i spun așa știri. Până la urmă a rezolvat ei problema, i-au spus, au plecat împreună acolo la obiectul cel unde s-a întâmplat. Fiul mai era acolo, Andrei mai era acolo? Da, era acolo, soțul că nu a ajuns, era salvarea, era poliția. Vasilie a vrut să intre, dar am înțeles că nu i-au dat voie. Soțul până la urmă... a strigat, a tras de ușă, a intrat în mașină, în salvare. Și că el când a venit acasă mi-a spus că mâinile mele sunt pline de sângele lui Andrei. Eu l-am pus mâna pe el acolo în salvare, l-am văzut. Și pentru dânsul tot e o tragedie foarte mare, el are foarte mari probleme. Știți cum la noi... starea noastră se schimbă peste fiecare 5 minute. Eu cât sunt la serviciu, sunt un om. Acolo îmi dau seama că lucrez cu copii și trebuie să controlez starea mea. Emoțiile. Emoțiile, da. Și mă stărui cât de cât să fiu, am
colegii mă susțin, nu insistă, nu m-au ajutat, mai discută cu mine, adică spartă, în colectiv spart foarte bine. Dar când vin acasă, știți cum, parcă mă schimbă cineva la 360 de grade, eu nu mai văd nimic, eu merg prin o gradă și vorbesc cu Andrei. Soțul ce v-a povestit? În ce stare era Andrei acolo în ambulanță? Andrei în ambulanță era de acum acolo culcat. Era inconștient? Era mort de acum. Era deja mort când da, l-a era decedat, fiindcă el, când eu așa am înțeles când mi-a spus Vasile și apoi și doamna Luminița, când ei au ajuns la acolo, el era decedat de acum. Fiindcă el, după câte eu am înțeles, mi-a spus Vasile, cu toate că el undeva prin vorbele lui vrea un fel să mă ferească, nu vrea să îmi povestească chiar tot cum a fost acolo cu amănuntul, că adică știi starea mea de sănătate, dar Andrei era decedat când ei au ajuns acolo. Eu înțeleg bine, doamna Galina, toată greutatea de la lift a căzut peste el? Nu pot să vă spun cum. Eu am înțeles numai că a căzut de la înălțime foarte înalt. După câte, iată și în materialul care Alina l-a prezentat, mi s-a spus că el, adică, a anunțat că brigada, băieții din brigada, au anunțat că vine acolo la obiectul și ăla, a anunțat că se ridică. Eu așa ne închipă, dacă el le-a sunat, înseamnă că el a întrebat. Se poate, nu? Se poate, nu se poate, ceva. El nu era un băiat care să nu fie atent. Era responsabil. Și el eu așa ne închipă că el a întrebat. El știa că s-au mai folosit de liftul acela, nu numai el. Și liftul acela nu era prima zi acolo instalată. După spusele lui Vasilie și altor băieți martori care au fost, ei au spus că ei au ridicat diferite materiale acolo la înălțime, adică se foloseau de liftul acela. Dar toată tragedia care s-a întâmplat din irresponsabilitatea oamenilor. Și cu atât mai mult că fiul dumneavoastră nu muncea prima zi, era de un an și ceva. Da, el nu muncea prima zi și el într-adevăr era responsabil de serviciul lui, fiindcă el îmi spunea odată, mama, toți băieții care lucrează în brigada aceasta sunt tineri, au copii, ei trebuie să lucreze, adică să-și câștige un salariu, fiindcă majoritatea dintre ei își construiesc casă, au copii mici și eu trebuie permanent să le aduc, adică lor materiale, ca ei să aibă de lucru, să lucreze și la sfârșitul lunii să aibă un venit oarecare. Că așa am înțeles, cu cât ei, adică îndeplineau lucrări mai multe și salariu. Nu era un salariu stabil. Dar depinde de, cred că, de munca pe care de volumul muncii pe care ei îl îndeplineau. Direct. De moartea soțului meu este vinovat doamna care deține această clădire. Dar de ce crezi tu asta? Eu două zile am stat numai lipită de sicriul lui Andrei. A fost deschis un dosar, două câte? Este dosar penal. Cea mai mare durere pentru un părinte este să-și piardă copilul. Eu nu am putere să merg să citesc ce e scris pe cruce, ce e nici până în ziua de astăzi. Nu pot. De ce se bate totul pasul pe loc? La această companie de ascensoare au mai fost astfel de cazuri. Știți, viața într-adevăr merge înainte, dar e foarte grea. La o convorbire telefonică, fratele Alinei mai mare spune că știi, Alina, o să fie din ce în ce mai greu. Cu timpul cât o să treacă, o să fie mai greu. Fiindcă primele zile după decesul lui Andrei, eu vineam și dormeam aici cu dânsa și copiii când mama Alinei Cuscra era la serviciu. Și vineam fiindcă era foarte greu Alina să descurce cu trei copii mici, Andrei și cel mic abia nou născut și vineam să o ajut și dormeam aici. Și fratele ei spune că cu timp o să fie mai situația, adică nu situația, dar starea mai grea și mai grea. Eu până în ziua de azi nu pot să percep că Andrei nu mai este. Spun cinstit că
vorbesc cu Andrei, adică mă uit la cer și vorbesc cu Andrei. Eu nu am puterea să merg la cimitir. Eu nu am puterea să merg să citesc ce e scris pe cruce, ce e nici până în ziua de astăzi. Nu pot. Merg la cimitir, dar foarte greu. Foarte, foarte greu. Eu vorbesc cu Andrei pe portret, eu vorbesc cu Andrei. Știți, câteodată merg prin o gradă, mai ales vara, când acum mergeam, merg prin o gradă și hai, Andrei, vin acasă. Vin acasă. La noi în familie este și acum continuu un obicei, o tradiție așa de familie. Sâmbătă, seara, duminica, pregătim ceva gustos și ne adunam toți. Ei, feciorii, nororile și nepoții. Știți, acum, când, și acum facem acest lucru. Când intră Alina cu copiii, eu mai țin ușa deschis. Aștept să mai intre și Andrei. Dar, din păcate, Andrei nu mai este. Și pentru toți care l-au cunoscut, atâția prieteni, atâția colegi de școală, de la colegiu, de la universitate unde a studiat, la nimeni nu ne vine a crede că el nu mai este. A trecut mai mult de un an și noi nu realizăm încă că el nu mai este, fiindcă sufletul acela bun al lui, vesel, zâmbitor, cum el era, și pe toți vrea să-i ajute, pe toți, credeți-mă, din partea la toți oameni, numai cuvinte de bine avem pentru Andrei. Dar... Doamna Galina, este adevărat proverbul ăsta, că zicala asta, că cea mai mare durere pentru un părinte este să-și piardă copilul? Cred că aici cuvântul mai greu nu are loc. E ceva insuportabil. E ceva insuportabil. Noi ne-am pierdut și părinții. A fost foarte dureros. Dar asta nu se compară cu nimic. Când o mamă sau un tată își petrece copilul pe ultimul drum, știind că rămân atâția copii atât de mici și atâta de multe întrebări la care noi nu știm să le răspundem de fiecare dată. E foarte greu. Ca bunică, cu ce ochi vă priviți nepoții, știind că ei cresc și vor crește fără tată? E foarte greu. Noi ne stăruim al doilea fecior Vasilie, bunelul și bunelul tata Alinii, ne stăruim, adică cât de cât unele momente sau unele probleme care ar fi trebuit să le rezolve Andrei ca tată, să le rezolvăm noi. Dar nimeni nu o să ia locul lui Andrei. Și dragostea de tată. Și dragostea, fiindcă el a avut față de copii, față de familia lui și de toate rudele, a avut o dragoste deosebită. Eu, nu știu, cred că, cum mai spunem popor, că și lui Dumnezeu îi plac oameni buni, dar nu am meritat noi aceasta. Nu ne-am putut închipui niciodată că așa o tragedie s-ar putea întâmpla cu un om sănătos, un om plin de viață. În floarea vârstei, doamna Galina, 34 de ani. Un om care avea atâtea vise, vroia să le îndeplinească, atâtea... Dar ce vise avea el? Care era visul cel mai mare? În primul rând, avea visul lui de tată. El spera să o ducă pe Maria la școală, în prima zi de școală. El, mai mult la grădiniță, că Maria atunci a frecventat grădinița unde activez și eu, el o aducea în fiecare dimineață. O aducea să saluta cu mine, eu îi vedeam când ei trec la grupa mică, de mânuță, să saluta. El o ducea de mână și îi povestea și vorbea permanent cu dânsa. El o numea prințesica lui tata. Prințesica lui tata. Doamna Galina, mă scuzați, știu că un alt vis al lui era să aibă propria casă. Da, și propria casă. Nu-i departe, de 5 minute mergem pe jos de la casa unde noi locuim și el prima dată când a mers și ne-a arătat locul unde l-a procurat ca să-și construiască casă, era așa un și romantic, când spune mama, duminică, sâmbătă ai scoși plăcinte, ai să le pui în coș, ai să mai ieși o bucată de găină friptă acolo și uite pe cărărușă, ai să vii la casa noastră, la nepoței. Colegii, fiindcă noi avem acasă un solar mic așa pentru familia noastră, ai să colegi un
coș de roșii, de castravet și duminica să vie bunica la nepoți. Am ales special locul să fie locul drept, adică să nu mergi pe un drum mai așa cotit, mai este să fie aproape. Și într-adevăr... Și eu cred că așa o să faceți, doamna Galina. Da. Eu o să, adică o să merg atât cât o să mai am puteri, cât o să mai trăiesc. Eu, într-adevăr, o să vin. Noi și acum o ajutăm pe Alina. Alina, cum a fost nora noastră dragă și iubită, așa rămâne mai departe. Nepoții, știți, ăsta mai mic, cât a fost Alina sărcinată, era planificat alt nume. Dar s-a hotărât în ultima zi, eu nu știu de ce i-au hotărât. Fiindcă noi așteptam când am mers la maternitate, eu i-am spus lui Andrei, Andrei, cât de târziu înscrii, mă suni sau înscrii un mesaj? Și el mi-a scris un mesaj undeva, era în jurul orei 1 noapte de acum. Și mi-a scris numai că te felicit, bunica, mai ai un nepot, Andrieș. Andrieș a rămas Andrieș. Știți acum când îl iau pe Andrieș în brațe? Eu reamintesc momentele când era Andrei al meu, mic. Și câteodată am impresia că chiar Andrei, fiindcă are unele trăsături de caracter, are unele priviri, unele chiar și zâmbește așa cum zâmbea Andrei al meu când era mic. Ce vă doriți dumneavoastră acum ca mamă, ca părinte? Îmi doresc în primul rând ca Dumnezeu să ne dea sănătate, putere, să ne putem crește nepoții, fiindcă în ziua când l-a adus pe Andrei în sicriu, aici, chiar în locul ăsta, eu i-am promis. Eu 2 zile am stat numai lipită de sicriul lui Andrei și i-am promis că eu, cât o să am putere, cât o să mai trăiesc, câte zile o să mai am, o să-i cresc copiii și o să particip la orice moment din viața lor. Pe Alina nu o lăsăm într-o parte, ea e prezentă la toate activitățile noastre, evenimentele din familia noastră, casa care au ridicat-o tata Alinii și soțul meu, adică tata lui Andrei, în doi au muncit la casă, cu cât putem financiar noi o ajutăm, mai creștem niște păsări și îi ajutăm, fiindcă Andrei nu mai este, dar sunt copiii lui, 3 copii, care noi o să-i ajutăm până la ultima noastră suflare. Urma tragediei a fost pornite mai multe dosare, eu din câte am înțeles. Mai întâi de toate, ce-o depistat la fața locului Inspecția Muncii? Inspecția Muncii a depistat foarte multe încălcări. De exemplu? De exemplu, el nu a fost instruit în Securitatea Muncii, ce ține de direct de angajatorului, ce ține de doamna care deține clădirea, o multitudine de încălcări, ce ține de accesul la ascensor, ce ține de acel șantier, trebuia să fie un diriginte de șantier, încălcări o sumedenie sunt. După care, la fel, compania care a instalat acel ascensor... Apropo, ascensor, mă scuz, a fost instalat de altă companie, nu de companie la care lucrăm. De altă companie, da, de altă companie. La fel, la domnilor, tot sunt foarte multe încălcări. Ce ține de instalare, de persoanele care le-au instalat, cum trebuia să fie el sigilat, cum trebuiau cheile, unde trebuiau să se păstreze. Este un raport referitor la ascensoare, în genere, este foarte strict ce e legat de ascensoare. Tu cum crezi? Cine este vinovatul de moartea soțului tău? Direct.
de moartea soțului meu este vinovat doamna care deține această clădire. Dar de ce crezi tu asta? Pentru că a dat acces la acest ascensor. După care compania care a instalat ascensorul, că n-au luat toate măsurile pentru a fi limitat accesul. Ce ține de lumină, el trebuia să fie deconectat de la lumină, el trebuia să fie sigilat, nici într-un caz. Ce au făcut ei, asta e crimă. Reprezentanții companiei spun că angajații erau anunțați că nu trebuie să circule cu acel ascensor. Nu, asta e fals. Sigur că ei circulau. Circulau cu ascensorul dat. Încă un moment foarte straniu, când noi ne ocupam de mormântarea lui Andrei și îl plângeam, ei se ocupau cu alte treburi. Ca exemplu, puneau plăcuțe acolo la intrare în ascensor, unde este scris accesul interzis. Adică cumva încercau să ascundă unele detalii. Dar noi avem confirmare de la procuror în care este menționat că acea plăcuță nu a fost, pentru că au fost făcute filmări la momentul când s-a produs accidentul și domnului personal ne-a confirmat că acea plăcuță nu era. Adică din start ei cumva încercau să scape basma curată. Și au instalat acea plăcuță mai târziu, după moartea soțului tău. Mai târziu, da, da. A fost deschis un dosar, două câte? Sunt două, trei dosare aici. Ceea ce toate companiile vizate în raportul de la Inspecția Muncii au contestat acest raport. Care arată că sunt încălcări. Da, ei au contestat toți, au contestat. Inclusiv, și companiile la care muncea soțul tău? Da, da, dumnelor tot au contestat. De ce? Nu sunt de acord, probabil, cu, nu știu. Și alt dosar? Este dosar penal și dosar civil, privind pagubile materiale, morale, le care le cerem noi. Ce spune procurorul? Procurorul nu spune nimic. La moment se acumulează probe. Tu ai încercat să discuți cu reprezentanții companiei clădirii unde soțul tău pleca? Nu am încercat. Am avut așa un gând, privesc în ochii ei, dar nu am discutat, cu toate că Andrei avea o atitudine foarte, foarte bună față de această doamnă. De fiecare dată îmi spunea că, uite, e o doamnă așa curajoasă, uite, ea deține așa clădire. Da, dar ea nu a avut curajul să vină măcar să vadă cine-s copiii care au rămas orfani. Alina, este mai bine de un an de când soțul tău nu mai este. Ce finalitate sau la ce etapă se află aceste dosare? A avut loc vreo ședință sau nu? Nu a avut loc nicio ședință, absolut. De fapt, a fost una, da. A fost una la dosarul civil, care s-a anulat. S-a anulat. Inițial au vrut să o anuleze peste jumate de an, pentru că domnul care este maestru la această companie nu s-a prezentat și acolo au mai apărut careva nuanțe. Da, nuanțe, momente care au fost anulate. Ce ține de dosarul penal, nu a fost încă nicio ședință. La fel, referitor la contestările, care suntem și noi incluși ca parte. Vătămată. Da. A fost o ședință în luna mai, care a fost anulată la fel. Judecătorul nu era clar cine contestă. Persoana fizică, adică directorul companiei la care Andrei lucra, sau însă și compania, așa, ca să înțelegeți. A fost anulată și nici până în prezent nu este stabilită următoarea ședință. Dar cum crezi tu? Deci e mai bine de un an de zile. De ce se bate totul pasul pe loc? Probabil să încearcă careva căi să mușamelizeze acest caz. Eu nu pot, eu doar pot să presupun, pentru că... E un an de zile. Da, așa e, tot e clar.
Și doar nu este făcut cu, nu știu, s-a găsit mort peste o săptămână. Totul e clar la fața locului. Adică sunt dovezi, totul este clar. Sunt dovezi, este ascensor, este compania ABC, ce s-a încălcat, nu știu de ce se trăgânează. Alina, zi-mi, te rog, dacă crezi tu că până la urmă va avea o finalitate dosarul morții soțului tău, dacă se va face dreptate? Cu siguranță o să se facă dreptate. Presupun că o să fie greu. Cu siguranță o să se facă dreptate. Eu am încredere în justiția din Moldova. Eu totuși cred că chiar acei judecători, chiar acei procurori, chiar și persoanele care sunt vinovate în moartea lui Andrei, au suflet, au inimă, au și copii la urmă urmei. Ce le-ai spune dacă s-ar uita la această emisiune? Eu știu că nimeni nu a vrut ca acest lucru să se întâmple, chiar nici ei. Dar eu vreau ca noi să ajungem la un tot comun, să nu ne judecăm ani întregi. Pentru că e dureros. E dureros de fiecare dată, când îți aduce aminte și când vezi că nu se face dreptatea, asta ar fi de 100 de ori mai dureros. Tu vorbești, mai bine zis, vorbeai despre trei companii. Compania care a instalat liftul, compania la care muncea soțul tău și compania care deținea acea clădire. Da. Câte din aceste companii și până în ziua de astăzi te ajută? Doar angajatorii lui Andrei mă ajută lunar. Dar celelalte două companii nici până astăzi n-ai discutat cu reprezentanții? N-am vorbit cu nimeni, absolut. Nici nu-i cunosc. Nu știu. Nu-i cunosc, nu-i știu. Nu știu cum arată. Andrei a lăsat în urmă trei copii. Ce vârste aveau copiii când el a murit? Mizinul Andrei, care îi poartă numele, 10 zile avea. Maria avea 2 ani și 8 luni și Matei 7 ani și 7 luni. Așa. Cu cel mic măcar a reușit să se joace sau nu? Nu, nu a reușit. Nu a reușit. Îmi pare rău, foarte mult îmi pare rău, Alina, și sper că se va face dreptate. Copiii întreabă despre tăticu, ce spun ei? Cel mai mult întreabă despre tata, Maria. Maria. Dar băițelul cel mare? Nu, nu întreabă deloc. Deloc, Matei nu întreabă deloc de tata, doar își aduce mintii careva secvențe. Uite că tata m-a învățat așa, uite că tata mi-a spus de fiecare dată să mănânc tot. Cu tata era mai bine. Ce să-i spui lui Andrei, băiatul ăsta mic, mezin, despre tata? Eu o să încerc să-i educ. Ce mai mare temeie mea este educația lor. Că ei să crească niște oameni demni. Ce o să-i spun? Că a avut un tată, nu mai este altul pe lume. Un bărbat adevărat, care a avut grijă de noi, întotdeauna. Cum ai putea tu să-l descrii pe soț, pe Andrei? Cum era el? Era un vesel. El era un motoraș. Unde intra el, acolo tot zâmbea. Eu chiar și acum, când mi-aduc aminte de el, nu vreau să plâng, pentru că el foarte vesel era. Avea o bunătate deosebită în el. El ajuta pe toți necondiționat. Așa era el. Și era întotdeauna pentru dreptate. E aproximativ un an de când el nu mai este în viață. Durerea asta devine mai grea, sufletește, sau cumva te acomodezi cu ea, te deprinzi cu această durere și o accepți? Durerea aceasta, eu credeam că, uite, o să treacă timpul și o să fie mai ușor. Nu, din potrivă, e mai greu. E mult mai greu. Și unde nu te întoarci și indiferent ce ne-ai face, întotdeauna te gândești, dacă ar fi el, dacă ar fi el, chiar acești copii, copiii noștri, câte bucurie aduc ei. Eu nu mă pot bucura 100%. Întotdeauna mă gândesc, dacă ar fi el, atât de mult iubea acel copii. Atât de mult avea grijă de ei.
Îl visez? Da, la început îl visam în fiecare zi, dar acum nu îl visez. 34 de ani în floarea vârstei. Da, și de fiecare dată când îl visam, același vis de fiecare dată era. Că eu îl cuprindeam și spuneam, uite, nu e adevărat. Tu nu ești mort, uite, nu e adevărat. Nu e adevărat. Toate visele au același subiect. Că îi spun, uite, nu e adevărat, Andrei. Sau că învii, sau că nu e adevărat, sau... Și de fiecare dată îl cuprind. La mormântarea soțului te-a ajutat compania la care muncea el? Eu am chitat la morgă, am chitat. Restul nu am chitat. Cât de important a fost pentru tine acest interviu? De ce ai acceptat ca să vorbești în fața camerei? Vreau să sensibilizez acei oameni care nu au reacționat la moartea lui Andrei. Vreau să ajung chiar și la cei judecători, procurori. Asta e scopul. Tu acum îți dorești dreptate. Asta da. Este prioritar pentru tine. Eu vreau dreptate. Da. Și ca ceea ce s-a întâmplat cu soțul tău să nu se mai întâmple. Da, să nu se mai întâmple. Eu fără să vreau, m-am aflat că la această companie de ascensoare au mai fost astfel de cazuri. Au fost și mortali, au fost și persoane care au rămas cu sechele pe viață. Dar cumva, cred că... Încercați să se ascundă și... Da. Au mai fost. Eu, din păcate, mă scuz, eu n-am auzit nici despre cazul soțului tău. Adică nu s-a mediatizat, nu s-a vorbit despre cazul lui și e straniu lucrul ăsta. Da, cineva spune că totuși a văzut jurnaliști atunci la fața locului. A fost și așa zvonuri. S-au văzut, dar nu s-a arătat nicăieri. Alina, mie îmi pare rău încă o dată, îți zic, primești condoleanțele mele, ce s-a întâmplat cu soțul tău. Acum contează ca tu să fii puternică, să mergi mai departe, să ajungi să obții acea dreptate. Pentru tine, pentru copiii tăi. Multă putere și multă sănătate ție și familiei tale. Mulțumesc pentru timpul acordat. Atât pentru astăzi. Cu voi a fost Adrian Prodan. Dacă aveți istorii de viață care merită vorbite, ne puteți scrie pe rețelele noastre de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.